Bună, dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă etalare astăzi împreună cu dumneavoastră. Vreau să povestim puțin despre faptul că unii dintre sau unele ființe la care dumneavoastră vă gândiți au senzația că nu mai sunteți interesate de ele, de aceste ființe. Și atunci m-am gândit să vorbim puțin despre acest subiect și să vedem despre ce este vorba. Pentru că există situații în care această persoană nu mai sună sau se încăpățânează să sune sau vrem să știm care este acel motiv pentru care nu sună sau care sunt motivele pentru care amână această problemă. Haideți să vedem împreună ce anume gândește această persoană în secret față de voi. Ce gândește această persoană în secret față de voi și dacă consideră că mai sunteți sau nu interesat de el sau ea. Ok, am ales cărțile la întâmplare. O să le pun și eu aici. Da. Dragii mei dragi, între voi este evident că a avut loc o ruptură. Este evident că nu vă vorbiți, este evident că sunteți la distanță unul față de celălalt. În acest moment, ruptura pare că nu este definitivă. De ce? Pentru că au vrut aceste două cărți să se aleagă. Pentru că se gândește această persoană la voi, dragii mei, exact așa cum vă gândiți și voi la aceste persoane. Nu vă pot scoate din minte. Nu mai au acea încredere că lucrurile or să meargă ca înainte, însă nu și nici măcar nu înțelege de ce nu vă poate uita. Ați încercat această ruptură de mai multe ori, însă sunteți, dragii mei, suflete pereche și indiferent de câte ori vă certați, lucrurile nu se termină aici. Dacă plecați cu acest blocaj mai departe, plecați oriunde, puteți să vă duceți și în Honolulu. Însă mintea vă este tot acolo. Tot timpul vă gândiți, dar așa cum se gândește și această persoana masculină la persoana feminină și persoana feminină se gândește la persoana masculină. Sunteți în permanență unul în gândul celuilalt. De ce? Pentru că vă iubiți, dragii mei, încă vă iubiți. Uitați ce mesaj frumos! Încă vă iubiți, încă există dragoste și încă între voi există acel schimb de energie, de această dependență. Dragii mei, sunteți dependenți. Uitați, scrie exact și aici jos. O dependență între el și ea fantastică. Depindeți unul de celălalt. Vă gândiți în permanență unul la celălalt pentru că există iubire. Cumva, din cauza acestei rupturi pe care, mă rog, s-a produs acest conflict între voi, posibil să nu mai aibă încredere că dumneavoastră simțiți la fel ca și ei sau ca și ele. Însă, pe de altă parte, persoana la care vă gândiți ar dori să se lase în voia destinului, în voia sorții. Surrender. Își dorește să se predea emoțiilor și sentimentelor sale, pentru că orice ar face, această persoană se gândește la voi. Extrem de frumos, nici nu mă așteptam. Încă se gândește la voi, încă nu vă poate uita. Iar această ruptură nu este definitivă. Este o ruptură temporară, indiferent de câte luni s-a întâmplat această ruptură. Sunteți din același aluat. Sunteți din aceeași energie, sunteți dependenți unul de celălalt, gândindu-vă unul la celălalt.
Și în funcție de 2 secunde că îmi sună telefonul, imediat revin, scuzați. Am revenit, îmi cer scuze. Deci spuneam că această ruptură nu este definitivă. Ceea ce se gândește în prezent este să vă dea un mesaj, dragii mei, vedeți? Își dorește să vă dea acest mesaj. Își dorește să aibă parte de această energie. Își dorește să se reechilibreze emoțional, să se reechilibreze fizic, să aducă armonia și balanța să fie în sensul celor dorite, să încline balanța în sensul celor dorite de voi. Dragii mei, este foarte frumos un mesaj atât de evident. Își dorește, se gândește la această idee de a relua comunicarea cu voi, de a fi împreună cu voi, de a restabili acest echilibru, de această armonie pe care doar alături de voi o poate avea. Ce va fi în viitorul apropiat? Toate drumurile duc la tine. Toate drumurile duc la tine. Oricât ați fost departe unul de celălalt, oricât ați vrut să scăpați de ceea ce simțiți pentru celălalt, v-ați învârtit în cerc, dragii mei. Am impresia că acum câteva săptămâni, dacă nu și mai bine, am vrut să povestesc despre o situație similară. Cumva există aceste două situații în oglindă. Vă învârtiți în cerc, fugiți de ceea ce simțiți, sau cel puțin unul din voi fuge sau a fugit de ceea ce a simțit. Nu ați crezut vreodată că vă puteți îndrăgosti de acest A, de acest B, de acest M, de acest S, L, O, C, R, P, A, Y, J. Cumva v-ați gândit că puteți să gestionați. V-a făcut bine. Mergeați la serviciu și vă dădeați mesaje. Comunicați foarte mult, poate și pe ascuns, poate în taină. Gândul era în permanență la el, iar el se gândea în permanență la ea. Foarte multă comunicare prin intermediul mesageriei. Poate pe rețelele de socializare, poate prin intermediul pur și simplu a mesageriei clasice. Foarte multă comunicare pe calea aerului. Distanță între voi și această persoană este evident, însă erau momente în care mergeați pe stradă râzând, numai gândindu-vă la această persoană. Dansați pe norișori. 5. Există o dată de 5. Există o dată de 5, poate că acum 5 luni ați avut așa o ruptură destul de dură sau poate că vorbiți sau vă cunoașteți de cel puțin 5 ani de zile. Sau ați avut această relație, ați ținut această relație în 5 ani de zile. Nu văd o relație care a fost consumată, dar văd o relație care s-a împlinit prin ceea ce voi ați simțit, pentru că ceea ce ați simțit a fost dincolo de ceea ce întâlnim în viața de zi cu zi, în mod normal. Mergem, ne întâlnim, bem o cafea, în sfârșit ne consumăm relația și ne vedem de treabă. Nu. Ați continuat această relație, indiferent de câte ori v-ați despărțit sau de câte ori v-ați blocat pe rețelele de socializare. Dar, indiferent de câte ori a fost, pentru că rupturile nu au fost repetitive, văd aici, rupeați această relație, dar gândurile erau tot acolo. Gândurile erau, sunteți gând în gând cu această persoană, este mai mult decât evident. Iar dacă urmăriți această carte, puteți vedea cu ușurință că sunteți din același aluat, sunteți suflete pereche, dragii mei. Sunteți ca două piese lipsă în puzzle-ul vieții voastre și numai lipite faceți un întreg. Voi doi sunteți un întreg. De aceea nu puteți să
Nu puteți să vă luați gândul de la această persoană, indiferent de ce se întâmplă. Această ființă, la un moment dat, cred, simt că a încetat deja să-și mai pună aceste întrebări. De ce nu pot să-mi o scot din minte? Ca și dumneavoastră. Cumva v-ați predat acestor sentimente pentru că era inutil, inutil, dragii mei, să vă mai împotriviți acestui destin, pentru că destinul v-a adus împreună și destinul vă va trimite înapoi unul către celălalt. Pentru că v-am spus, oricât de tare fugiți unul de altul, vă veți întâlni și toată această fugă de ceea ce simțiți nu face altceva decât să vă aducă și mai aproape unul de celălalt, pentru că cu cât încercați din răsputeri să vă vedeți de treabă, cu atât mai mult nu puteți. Cu atât mai mult vă gândiți unul la celălalt. Și la muncă, și în viața de zi cu zi. Însă vă veți regăsi calea unul către celălalt. Atipică, dragii mei, o relație atipică. Sunteți diferiți, poate fizic, să zic că poate aveți vârste diferite, poate sunteți mai mari, poate sunteți mai mici, poate mai înalți, poate mai, nu știu, discrepanțe fizice, discrepanțe emoționale, egal ce este, dar relația este atipică și nu toată lumea poate să trăiască ce ați trăit voi. Vedeți că e clar, nu este pentru toată lumea. Această relație nu este pentru toată lumea. Nu mulți au trăit ce ați trăit voi. O relație atipică, cum spuneam, ciudăței, o chestiune destul de ciudată s-a întâmplat și se întâmplă între voi. S-ar putea să aveți anumite piedici, să fiți cu alte persoane în acest moment sau cel puțin unul din voi să aibă anumite îndatoriri, ceva să vă țină în loc. Dar, cum spuneam și cum spun cele două cărți împreună, există cineva a rătăcit sau ambii ați rătăcit până când v-ați găsit. Este foarte frumos, este o regăsire în acest univers, o regăsire, dragii mei, în acest univers. Ați căutat această persoană, ați manifestat-o și iată că ea a apărut. Nu ați crezut niciodată că veți putea simți pentru această persoană aceste sentimente. Nu ați mai simțit practic cu nimeni acest lucru, din câte se observă prin intermediul acestei etalări. Și de aceea, nordul este indicat de regăsirea cu această persoană. Până să cunoașteți această persoană, ați rătăcit în viață. Sau poate că în multe universuri ați căutat-o și există șanse foarte mari să regăsiți sufletul dumneavoastră pereche în acest univers, în această viață, literele N de asemenea. Cărțile spun să îmbrățișați această atipicitate, să vă bucurați de această ciudățenie în ghilimele, să vă bucurați de tot ceea ce ați trăit, pentru că v-ați pus piedici. Când unul, când celălalt, dar cred că mai mult dumneavoastră a spus tot timpul piedici, pentru că v-a fost teamă de ceea ce simțiți pentru această persoană. V-a luat pe nepregătite sau și voi, posibil dacă nu sunteți extrem de spiritual sau, mă rog, extrem, nu sunteți spiritual, nu ați crezut vreodată în suflete pereche sau și așa mai departe, acum parcă începeți să credeți în aceste suflete pereche. Haideți să vedem ce v-a oprit pe voi să fiți cu această persoană. Ce v-a oprit să fiți împreună cu această persoană? S-ar putea ca energia feminină să fie mame, deci să fie într-o altă relație, într-o relație de căsătorie cu altcineva, sau să aibă o relație stabilă, să fie mame, sau să existe copii la mijloc. Posibil ca acesta să fi fost un motiv, această relație să fi apărut, să fie o relație matură, să fie apărut după vârsta de 40 de ani sau 38-40 de ani, poate și mai mult, dar în acel moment în care cam toate relațiile sunt stabile, cu familie, cu copii și așa mai departe. Deci ar putea ca între voi să existe niște copii pentru care ați hotărât să
să nu faceți pasul către a trăi ceea ce în adâncul sufletului dumneavoastră vă doriți. Concluzii finale, dragii mei, vă veți regăsi când, cum, unde. Concluzii finale. Absorbiți energia celuilalt. Sunteți ca un yin și yang, dragii mei. Este extrem de dor de voi. Această persoană se află la distanță, poate se află și într-o altă țară, poate muncește într-o altă țară. Este efectiv dor la modul real. Există această lipsă a voastră, se gândește efectiv la voi. Vă visează, comunicați prin semne, prin gânduri, prin emoții. Sunteți gând în gând. Îi este dor, îi lipsiți foarte tare. Și este departe. Adică această ființă, v-am zis, ori sunteți în orașe separate, în țări diferite, pe continente diferite, în orice caz este o distanță foarte, foarte mare. Dar este extrem de dor de voi. Există această dorință de a vă abandona, pardon, mă scuzați, de a vă abandona în ceea ce vi se oferă. Vedeți, aici sunt niște tornade efectiv emoționale. Ați trecut prin perioade care v-au măcinat foarte tare. Adevărate tornade emoționale, când sus, când jos. Dezamăgiri, trăiri, dar tot ce ați trăit a fost la nivel profund. Și nu văd întâlniri, adică nu văd cum că aceste relații s-au consumat. Văd niște emoții extrem, extrem de intense pe care le-ați împărțit prin intermediul mesajelor. Ați construit o poveste de dragoste, ați reușit să construiți o poveste de dragoste departe de fizic, departe de teluric. Ceea ce trăiți voi este fără preț, este neprețuit. V-ați pus contra vântului, v-ați pus contra curentului, pentru că v-a speriat la un moment dat această relație. Apariția acestei persoane în viața dumneavoastră v-a speriat. Nu ați știut cum să o gestionați, cu toate că la început erați foarte încrezători. Însă, iată, lucrurile par să fi ieșit de sub control în ideea în care ați început să iubiți această persoană. Ați blocat-o, ați deblocat-o. N-ați mai vrut să vorbiți cu această persoană tocmai pentru că v-a fost frică de ceea ce simțiți. De aceea v-ați învârtit în cerc. Însă, după o perioadă destul de mare de timp în care nu ați mai luat legătura, unul dintre voi v-am spus și la începutul etalării, poate că v-ați cunoscut și în urmă cu 5 ani de zile, parcă acum v-ați abandonat. Ce o fi, o fi. N-am cum. O iubesc această persoană, ce o fi, o fi. O să vedem ce ne rezervă destinul, dar v-ați lăsat în voia sorții și recomandarea din partea Universului este să aveți încredere în planul divin, pentru că nu v-ați fi întâlnit fără motiv. Toată tipicitatea aceasta și atenție, ca o atenție din partea ghizilor spirituali, este adevărat că urmăriți această persoană, poate pe rețele de socializare. Vreți să știți că acum există un blocaj între voi și comunicațional, dar mesajul va veni. Atenție doar să nu absorbiți și alte energii. În momentul în care dumneavoastră urmăriți o persoană pe rețele de socializare, aceasta poate să pună anumite poze în care unele bravează, știți că pe rețele de socializare toată lumea bravează. Și atunci să vă facă rău. Poate că vedeți această persoană cu altcineva care nu are nicio legătură, dar cumva credeți că este o altă oportunitate și așa mai departe. Aveți încredere în ceea ce simțiți voi, aveți încredere în faptul că această persoană se gândește în permanență și nu absorbiți, încercați să nu absorbiți, dragii mei, și energiile altor situații. Încercați să vă detașați, pentru că este cel mai bine. Mesajul, v-am zis, se gândește să reia această comunicare
cu voi și o va relua. O călătorie, să știți, o călătorie. Această persoană va face o călătorie, motiv pentru care veți trăi o mare bucurie. Deci ori s-ar putea ca această persoană să vină în locul în care noastră trăiți, în țara dumneavoastră, sau, de ce nu, să facă pași către voi. Este acum o perioadă care îl constrânge sau o constrânge pe el sau pe ea. În viața lui sau a ei se întâmplă anumite lucruri care îl sau o constrâng și îl perturbă sau o perturbă de, cum să vă zic, de la ceea ce are de făcut. Sau poate gândul către voi îl o perturbă de a merge mai departe. Nu poate. Este un, cum să vă zic, oricât ar încerca să meargă mai departe, există această breșă. Deci merge până în acest punct. Acest punct sunteți voi. Nu poate să sară și să meargă. A încercat să facă chestia asta, să sară peste ceea ce a trăit împreună, să-și vadă de viață, dar nu. Deci se lovește și ricoșează. Se lovește și ricoșează. Deci se lovește în ceea ce simte. Și simte lucrul acesta. Mai mult și mai acut decât niciodată. Simte că și dumneavoastră vă gândiți la el sau la ea, simte că sunteți destinați unul altuia și mai ales simte faptul că nu mai poate fugi și nici dumneavoastră și nici această persoană. De aceea legătura va fi restabilită prin acest mesaj care vă va surprinde. Dar să știți că tot destinul va face lumină în cazul vostru, pentru că, vedeți, acest soare va răsări și exact aceasta în zona comunicării. Deci comunicarea va fi și va echilibra această situație între voi prin intermediul unui mesaj sau pur și simplu va lua legătura cu voi. Dragii mei, mă bucur din toată inima că ne-am auzit și astăzi. Sper să fiți sănătoși voi și voinici. Eu încă mă recuperez, nu sunt foarte bine. Însă avem lângă noi minunații îngeri care ne apără și ne ajută să ne îndeplinim misiunile și experiențele, pentru că și problemele medicale sunt tot experiențe prin care trebuie să trecem, nu? Pentru că așa evoluăm, așa vedem lumina. Trebuie să trecem prin întuneric să vedem, bineînțeles, lumina. Dragii mei, vă iubesc din toată inima, sunt alături de voi, îmi lipsiți foarte mult. Să ne revedem sănătoși, voioși, voinici. Îmi doresc foarte mult să aveți parte de cea mai frumoasă perioadă din viața voastră. Vă pup, vă iubesc, toate cele bune, numai bine, dragii mei!